Bună seara și bine v-am găsit la Actul Traducătorului, eveniment organizat de librăriile Cărturești, în ultima vreme online, firește. Eu sunt Ioana Grunwald și sunt gazda dumneavoastră și mai ales a invitatului din seara aceasta, Alexandru Șașichean, traducător din literatura germană. Vă mulțumim mult că sunteți alături de noi și încep direct și abrupt, spunându-i bine ați venit, ai venit, drag Alexandru, la invitația Cărturiștiului. Mulțumim cu această ocazie pentru invitație. Bună seara tuturor, vă mulțumesc și eu pentru invitație, mulțumesc librăriei Cărturești și să sperăm că, că înseamnă ceva aceste întâlniri care au fost foarte interesante și sperăm că o să meargă înainte și live și ne-live după posibilități. Vreau să-l întreb din scurt pe Alexandru, a dat un motto acestei întâlniri. Și motto-ul îl citesc și el va trebui să-l explice, pentru că e un motto prețios puțin. Se cheamă să imprim precizii necesara lejeritate. Deci avem de-a face cu un mic portret în patru cuvinte al traducătorului. Despre ce vorbim? Este poate chiar un portret mai general decât doar al meu. Aici mă refer la cei doi poli între care se mișcă efortul traducătorului. Un pol este cel al preciziei, al fidelității față de autor și text, față de text original, iar celălalt trebuie să fie cel al libertății datorate limbii în care tu, traducător, rescrii textul original. La asta mă refeream. O gravitate înțepenită este absolut fatală traducătorului. Îi trebuie și un pic de joacă cu cuvintele. Da, și Alexandru Șașichean a dovedit această lejeritate, pot să spun eu, într-un crescendo în cariera lui de traducător, pentru că a început să traducă lucruri tot mai grele, terminând cu cărți de copii foarte, foarte complicate și sunt într-o permanentă uimire. Ți le alegi sau pur și simplu nu mai ai nicio reținere? Reținere nu am. Am avut o singură dată o reținere, dar întrucât editura care mi-a... Eu am privilegiul, cel puțin în ultimii 10-12 ani, să pot să-mi aleg cărțile. O să explic și cum e cu alegerea asta, că nu e tot ce îndrăznește mie prin cap, ci ce mă oferă o editură. Dar pot să fac această alegere. Și am avut această temere doar o singură dată. În rest, chiar caut cărțile tot mai dificile la Günter Grass, Cuvintele fraților Grimm. Nu citisem, citisem despre această carte și editura, nu voi vorbi aici de nicio editură, adică nu voi numi nicio editură. În orice caz, editura care mi-a oferit această carte mi-a spus, ai exact o zi să te decizi. Dacă mâine îmi spui că nu, atunci cartea va fi dată altcuiva. Și tentația era foarte mare. Știam că e o carte foarte grea, pentru că, dacă pot să vă explic puțin despre ce e vorba în această carte, Grass scrie aici despre dicționarul de limbă germană al fraților Grimm și face un experiment. Și anume, cartea e structurată pe literele, capitolele sunt structurate pe literele alfabetului. Și cel puțin primele 6 litere, dar nu numai, sunt, adică literele care au fost terminate în timpul vieții fraților Grimm, A, B, C, D, E, F, abundă în fiecare capitol, abundă de cuvinte
care încep cu litera respectivă, asta în germană. Firește, dacă traduci o asemenea carte în altă limbă, te strădui să faci același lucru. De altfel, Günter Grass însuși, care în general și-a controlat acel toți traducătorii, se întâlneau aproape anual, se întâlneau la Strahlen sau în altă parte, și îi verifica la sânge cum au tradus cu tare și cu tare lucru. Iar aici, pentru prima oară, le-a oferit traducătorilor speriați posibilitatea de devină coautori. El a spus asta și asta era cu totul neobișnuit pentru integrare. Deci, știam că e o carte foarte dificilă, dar începusem deja să fiu, cum spui, tentat de lucrări tot mai dificile și am făcut-o. Și-am dat răspunsul în 24 de ore. Am dat, nu puteam să lasă-mi scapă asemenea ocazie, ce se m-am inințat, că se duce la altcineva. Dacă te întreabă cineva cum e, dacă îmi închipui, cum e să traduci cartea asta, în mod special alegrat, cred că pur și simplu spui nu vrei să știi. Și mai mult de atât, adică e la capitolul nu vrei să știi de dificultate. Nu vrei să știi și nu poți să știi, pentru că și mie îmi vine greu să explic. Asta fiind o altă problemă a traducătorului, dar despre asta poate vorbim mai târziu. Ok. Deci cine este Alexandru Alșazghian, așa cum își semnează traducerile? Să nu uităm că traducătorul este autor, alături de autor. Un lucru, un detaliu foarte, aparent foarte detaliu, foarte mic, care la noi este trecut cu vederea, dar este foarte, foarte important. Traducătorul este considerat autor și ca atare, contractul lui este un contract de drepturi de autor și spre deosebire de toți ceilalți care colaborează la facerea unei cărți, el prestează o muncă de autor. Cine este Alexandru Alșazghian? Repede, repede și după aia ne povestește el mai departe. Este născut în București, bucureștean jet de jet și a urmat fatalmente școala germană și apoi facultatea. Nu fatalmente, dar așa a fost. Da, în familie ceva germană? Da, mama știa germană. Deci s-au făcut presiuni. S-au făcut presiuni benefice, ar zice, am avut cumva că era un bilet să fiu recunoscător pentru acest alege. Da, așa a făcut școala germană și, bineînțeles, facultatea de aici. Da, bineînțeles, când te uite în urmă. Facultatea de germanistică, după care a încercat 3-4 ani să predea la liceul Dumitre Cantemir. N-am încercat, am fost obligat, a fost primul an, fac o mică paranteză, urma să fiu numit asistent la facultatea de germanistică. Și în 1974, când am absolvit, a fost primul an în care s-a dat un decret că toți absolvenții care urmau să lucreze în cercetare și în învățământ universitar, trebuiau să facă ceea ce se numește atunci 3 ani de practică în producție. Și așa am făcut și eu 3 ani de practică în producție, la fel ca Herta Müller. Herta Müller a ajuns translatoare la o fabrică, nu cred că asta 3 ani, pentru că imediat autoritățile au avut ceva de obiectat la prezența ei acolo. Iar eu am stat 3 ani la un liceu și mi-am făcut datoria acolo. După care, cumva te dedici aproape exclusiv zonei redacționale, zonei cărții și a publicațiilor. Devine redactor la Secolul 20 și apoi mai târziu la Letra Internațională și pe ultima sută de metri secretar literar, da, destul de mult timp, la Teatrul Evreiesc de Stat. Bineînțeles, deci tot
în perimetrul zonei redacționale. E tot o muncă redacțională. Deci liberată. S-a dovedit a fi o vocație până la urmă. Da, pot să spun că e o meserie care mi-a plăcut foarte mult. Și dacă ar fi să fiu întrebat ce meserie o prefer între cea de traducător, apropo, trebuie să clarificăm aici, traducător literar, pentru că, da. E raftul traducătorului literar. Literar, dar trebuie făcut această distinție, pentru că ca traducător literar nu se poate trăi în România doar din această muncă, dar nici în alte părți, nici chiar în Germania, care are niște stipendii foarte generoase, n-am auzit decât pe foarte, foarte puțin traducători literari care ar fi putut să trăiască din această muncă. Deci, oricare dintre traducătorii literari este obligat să aibă și o altă existență profesională care să-l mențină la nivelul de plutire, cel puțin. Deci, mi-a fost dragă munca de redactor, dar eram și obligat să fac o muncă care să mă lase în acea vreme sâmbetele și duminicile și poate nopțile să mai lucrez și la traducere. Da, asta mă gândeam și eu. E o meserie care îți dă o libertate, nu ai un program foarte, foarte strict. Și poți lucra de acasă, ca să folosesc un termen. Poți lucra, într-adevăr, de acasă, ceea ce înainte de 89 nu se putea, evident, adică erai obligat să ai un loc de muncă, pentru cei care nu știu asta. Și asta am făcut și eu. Într-adevăr, am tradus, începând cu 90, am tradus mult mai mult. Da, asta vreau să marchez. Traducerile sunt multe, este o listă imensă și vreau să întreb pur și simplu de curiozitate. Sunt puține traduceri înainte de 89. Remarc un Elias Canetti, Provincia Omului, o carte pe care multă lume, pentru care multă lume s-a bătut s-o cumpere la vremea respectivă, eram în 95, deja într-o perioadă foarte, foarte complicată, apărută la Univers. Da, la Univers, da. La Univers. Înainte de asta, n-am trecut acolo, n-am trecut-o ca să nu stănesc niște confuzii. Era în 77, mi-a apărut o traducere dintr-un autor german din România, Arnold Hauser, care are același nume cu cel al istoricului de artă și sociologului Arnold Hauser. Și atunci, ca să nu se confunde... Da, deci ideea e că puțin. Puțin, puțin. Am tradus puțin. Ca să putem să ne dăm, să ne dezlănțuim după 90, cum s-a dezlănțuit toată lumea, dar întrebarea mea era, dezlănțuirea asta a avut o legătură și cu un elan al editorilor care vroiau neapărat să intre pe zona... Da, categoric, înainte de 89, totuși, fiecare carte era curicată la sânge, dacă nu conține nu știu ce. De altfel, multe cărți care au apărut înainte de 89 erau ușor, sau mai puțin ușor, trunchiate. Erau scoase anumite pasaje care nu pomeneau. Și în tot deci, Germania, mă duc aminte, Universul a scos Friedlands, de exemplu. Așa. Sau Günter Grass a apărut numai în secolul 20. Cu Günter Grass a fost... Nu, Günter Grass a apărut la un moment dat, a apărut și înainte și a fost un mare scandal, pentru că evident nicio editură din acea vreme nu plătea dreptul de autor. Da, nu era... Și nu plătea dreptul de autor când era vorba să le plătească în valută. Și Günter Grass a fost un scandal imens când a venit aici odată, ne-a pus la punct credos, mă rog, pe bună dreptate. Și dar a păruse ceva timp. Eu știu ce... Da, care îi stârnise nervii. La mine e legat de amintirea că era ceva în secolul 20 sau în orice caz într-o antologie de proză.
În orice caz, au apărut. Și cam ăștia, adică erau autori mari și foarte neproblematici. Atât se putea. Da, neproblematici. Și ai început cu, după 89, firește Hesse, după aia ceva mai inedit pentru noi, Josef Roth, după care ne apropiem de ce își aduce aminte, adică de trecutul foarte, foarte recent. Ne aducem aminte cu toții, Hertha Müller și mai departe. Dar ajungem aici, deci editorii totuși au căutat să aducă. Era un mare efort de recuperare a unor ani în care practic nu se traduzese decât pe sprânceană, da, sau clasici. Dar era un efort de recuperare a literaturii moderne și contemporane atât cât s-a putut. Da. Sigur că multe din aceste lucruri au apărut înainte foarte parțial, în fragmentar, în reviste, înainte de 89, ca secolul 20, și după aceea și Letra Internațională, la care am mai lucrat, a încercat și Letra Internațională, pentru un număr de vreo 5-10 ani, să recupereze. După aceea, concurența cu editurile a devenit, editurile au câștigat această luptă. Și totuși, autorii germani, traduși de editurile noastre, sunt în general nume foarte, foarte confirmate. Se merge totuși pe un teren sigur. În general nu mai nume confirmate. Deci de data asta nu mai e vorba de cenzură, e vorba de vandabilitate și de impact la public. De ce mergem numai la sigur pe germană și în schimb la anglo-american, suntem la secundă? Eu nu pot să spun aici decât că este o reticență foarte mare a multor editori români față de literatura din spațiul de limbă germană. Nu se simt sigur, mi se pare că e complicat. Din fericire, în ultima vreme sunt traduși autorii germani care iau premii. Asta, e deja un pas mai. Vreau tocmai să spun, când am început să spun despre privilegiul care l-am câștigat de la un punct încolo, să-mi aleg autorii. Cum ziceam, nu e vorba de a fi ales eu din capul meu absolut orice autor care mi-a fi trebuit, ci niște autori care mi se propuneau de către editori. Cam toți erau multipremiați, în curs de traducere în multe alte limbi. Și dacă am făcut o dată, de două ori sau de trei ori, poate, câte o propunere eu însumi unei edituri și a fost acceptată, nu pot să spun că a fost de fapt altceva decât ceea ce ar fi, până la urmă, ar fi ales și editurile respective, pentru că nu m-am hazardat pe niște autori necunoscuți, nepremiați, netraduși în alte limbi. Deci, am avut astfel norocul să propun și să fie acceptat Katia Petrovska, de exemplu, poate Estera. Da, a fost o... Da, și se încadrează la numele tinere. Da, se încadrează la numele tinere, o carte colosal de interesantă, dar era în același timp o carte care, în acel moment când am propus-o, era în curs de traducere în 23 de limbi, așa că, pare rău, editura n-a trebuit decât să accepte. Da, aici aș mai adăuga o șpersibile Levicearo. Și Sibile, da. Și
ca vârstă, m-am uit ca vârstă. Un factor benefic în ultimii ani a fost, desigur, ieșirea editorilor la târgurile de carte. Acolo, imediat, sar în ochi autorii promovați, autorii editurilor sunt puși pe tapet, vin peste tine ofertele. Deci deja e mai ușor să te hotărăști. După aia, colaborarea cu institutele culturale de la noi, Institutul Goethe, sprijină aducerea, mă gândesc la Petrovskaya, autorilor, de deja se intră într-un mecanism de promovare nu, și... Nu numai Institutul Goethe, dar în general pentru spațiul de limbă germană există și alte organizații, asociații care promovează, care oferă stipendii pentru apariția unei traduceri, care oferă un ajutor chiar și editurilor, uneori nici chiar asta, adică un editor român, în general, dacă îi propui o carte, el trebuie să aibă o carte de limbă germană, el trebuie să aibă, să-i fluturi pe la nas faptul că îl așteaptă o posibilă sponsorizare din partea Traduchii. Da, Traduchii este o instituție care sprijină de câțiva ani buni, de peste 10 ani și din cauza datoritelor, traducătorii literari de limba germană sunt transportați. Da, recunosc că da. Acum... Și mofturoși. Și greu de găsit. Și mofturoși. Și ce facem? Să ne înțelegem, totuși sunt, nu sunt foarte mulți, dar sunt destui. Și aceste sponsorizări nu sunt chiar atât de multe, dar față de alte limbi, recunosc că aici există... Atunci, pentru un editor, sunt greu de găsit. Că sunt angajați mereu într-un proiect, în ceva, au de lucru. Poate, nu știu dacă ți-ai așa că explici, da? În partea optimistă. Da, cred că... Dar, de câte ori mă rog un editor să-l ajut cu un traducător, zic un nume de două, sunt ocupați, sunt prinși, e bine, da. E un semn bun. Sigur că ei lucrează normal și în altă, adică au o meserie, au trăit și din altceva, dar se vede că se pune preț pe traducătorul de limba germană, engleză și de toată lumea. E adevărat. Acum... N-ar trebui și plătiți puțin mai bine decât eu sunt căzut. Te referi la traducătorii de limba? Păi să știi că există o mică diferență de preț. Lăsăm la o parte sponsorizare. Nu vorbim de sponsorizare. E o carte nesponsorizare. Cu tot privilegiul ăsta că organizații nemțești, elvețiene sau austriece stimulează un pic mai mult traducerea în alte limbi decât o fac alte... Cam 10 cărți pe an, cel mult. Da, dar totuși nu sunt așa de multe. Însă ce vreau să spun este aici, când discutăm despre prețurile cu care sunt... Da, traducătorul din Germania e plătit un pic mai bine ca, în general, ca traducătorul din engleză. Ceea ce se consideră că germana este o limbă un pic mai complicată, de fapt și rusa e o limbă un pic mai complicată, nu știu dacă traducătorul... Dar ne bucurăm că am găsit omul respectiv, că e bun și că îl ținem aproape, nu? Da. Problema este următoare aici, și asta trebuie spus. Editurile se traduce foarte mult. Editurile, nu numai la noi, peste tot. Editurile, în general, trăiesc, nu pot trăi fără traducători. Traducătorii, în schimb, nu pot trăi din banii care le oferă editurile la noi în orice caz, dar nici în alte părți. Nu se plătește chiar atât de bine această muncă. Au, în schimb, nevoie, poate, pe lângă bani, de puțin timp liber pentru a traduce. Și asta nu e atât de complicat de făcut rost. Traducii oferă rezidențe de traducere în foarte multe țări, în spațiul lor, mă rog, pe site-ul lor se poate vedea exact. Și mai sunt
tot felul de, în spațiu de limbă germană. Noi când vorbim acum de traduceri din literatura germană, ne referim la Germania, Austria și Elveția în egală măsură și tocmai de aceea e un spațiu foarte generos pentru astfel de schimburi culturale și traducătorii pot să aplice la tot felul de rezidențe. E un alt cadou bine meritat pentru traducătorii de limbă germană. Este, dacă zici tu că e bine meritat, atunci așa este, dar vreau să spun, din păcate, în alte limbi nu există acest cadou bine meritat și ar merita și alte limbi. Problema e următoare, de aceea am insistat, în ciuda faptului că mă aflu la raftul traducătorului literar, de aceea am insistat să spun, vorbim de traducere literară, de ce? Se poate trăi astăzi, ca liber profesionist, deci neangajat într-un loc de muncă, se poate trăi numai din traducere, cu o condiție, să nu traduci numai literatură. Dacă traduci diverse lucrări, inclusiv științifice, se poate trăi. Traducătorul literar însă este urmărit de următorul blestem. Cu cât e mai bun, cu atât poate trăi mai puțin din munca lui. Și asta pentru un motiv foarte simplu. Un traducător prost, vorbim acum de literatură, poate traduce o carte foarte repede. Un traducător, cu cât e mai bun, cu atât o traduce totuși mai încet. Chiar dacă și-a câștigat a dobândit o anumită experiență, traduce încet. Eu trebuie să recunosc că mie mi se pare mai dificil acum să traduc decât mi se părea la începutul de carieră. Atunci traduceam mult mai nesprijenit și fără mai puține scrupule, ca să zic așa. Da, dar eu sunt văd că bun. Ca să revenim la acest, adică să rămânem în contextul la acest chin, victoria ta supremă ca traducere, așa, ochiomente, adică o fi Günter Grass sau o fi... Nu pot vorbi de o... Una așa. Am mai fost întrebat dacă am o carte preferată. Am mai multe cărți pe care le vorbesc de traducere. În top 3. În top 1 intră totuși neapărat Hertha Müller. E de altfel singurul autor din care am tradus 5 cărți. Ăsta este un avantaj pentru autor, cred, și pentru traducător. Când traduci mai multe cărți de același autor, începi să-l cunoști foarte bine. În general, traducerea este forma de lectură care te face să cunoști cel mai bine autorul. Deci, asta a fost un avantaj. Pe de altă parte, m-a atras și să-mi diversific experiențele și este într-adevăr, Hertha nu este singura autoare pe care am tradus-o în 5 cărți. Un alt trei, hai să punem tot 5. Deci, Günter Grass intră categoric la asta, în această categorie. E singurul Grass. Voi spune aici într-o paranteză cuvintită că mi s-a propus la începutul anilor 90, mi s-a propus să traduc un Grass, dar asta era altă problemă. Mi s-a propus cu termenul de 3 sferturi de ani. Era, nu spun despre ce Grass era vorba, în orice caz m-aș fi făcut fericit să-l traduc, dar eu aveam un loc de muncă, trebuia să fac față și acolo și 3 sferturi de ani, mai ales când nu eram încă atât de experiență, nici acum n-aș putea să traduc un Grass 600 de pagini în 3 sferturi de ani. Nu, sunt bun pentru editor. Un semn bun pentru... Nu, e un semn bun. La vremea aceea te grăbeau și astăzi te grăbesc, să știi. Dar am avut norocul că totuși mi-am găsit și editurile care cu mine au avut mai multă înțelegere, poate. Deci Grass? Grass, da. Sunt foarte... Treile?
mândru de o carte dificilă și pasionantă și complicată, foarte complicată de tradus, Zebald, Emigranții. Când vorbeam înainte de privilegiul că mi-am putut alege cărțile, trebuie să mai adaug aici un subprivilegiu. Am putut alterna cărți. Ai vorbit de niște cărți de copii care erau complicate, da, într-adevăr. Dar am avut această șansă, am putut să alternez, de exemplu, după Zebal, încoate spun, e o carte foarte complicată, cu niște fraze ample, învăluitoare, cu un ritm foarte special, pe care trebuia respectat și în românește. După această carte m-am putut relaxa cu o cărticică care pentru mine a fost totuși o joacă, deși nu e atât de simplu de tradus. În germană este celebru Strubel Peter, în română l-am tradus cu Petripe Ciuțbârli și am avut deci această șansă să lucrez pentru aceeași editură, după Zebal, această carte. Această cărticică, mă rog. Dificil a fost, dar tot să ne înțelegem. O carte pentru copii. Da, să spunem cel care nu știu din zona Marți și Mori. Din Petrică Ciuțbârli, da, Strubel Peter, din zona Marți și Mori, exact. Versul, da. Marți și Mori este în românește ceva care se cunoaște. Da. Paul Mar, cu, cum i-am spus în românește, cărții lui, Sâmbăta cu mine, Sambo, era altă carte dificil de tradus, dar vreau să spun, oricât de dificile, o carte pentru copii, pentru care îți trebuie la fel de multă atenție ca pentru o carte pentru adulți, îți oferă totuși o libertate mai mare, o libertate de joacă și de improvizație deseori considerabil mai mare decât alte cărți. Și cu asta m-am putut relaxa și vreau să revin la cărțile pentru adulți. Da, în niciun caz literatura de copii nu este o relaxare, dar este un alt... Pentru mine a fost o relaxare. Mind setting, adică te... Da, te mult sigur. Și din fericire sunt autorii germani de copii, cum i-a zis Paul Mar, pe care ar trebui să le citească absolut orice puști din România. Din păcate, numai primul volum. Din păcate, da. Mai e un autor genial, absolut simpatic și extraordinar. Ar trebui să intre și în manualele, măcar în manualele de limba germană pentru copii. Și acum stăm bine cu timpul, deci cu răsfățul traducătorului, cu... Da, deci mi-am notat în sensul în care zărim clar o punte română-germană, da? După 89, este absolut clar, relațiile sunt foarte... se înmulțesc, se întăresc relațiile literare. Dar senzația mea este că puntea asta e mai mult un one way. Știu mulți scriitori și mulți traducători care au fost în Germania și mai pot să meargă oricând invitați, ori la un eveniment, ori la o rezidență. Se bucură foarte mult de public. Sunt uimiți de ce receptare au niște nume care nu le spun absolut nimic nemților și în două ore de lectură relația se schimbă complet. E o curiozitate absolut onestă a publicului german pentru literatura din Est. Deci din partea noastră românească este o bucurie relația cu zona germană, târguri, fundații, rezidențe, așa mai departe, cred că nu e scriitor român chiar foarte tânăr care nu a scris într-o rezidență în Germania, n-a avut ocazia.
Și să traduci, trecut de la Leipzig, a reușit să mai aducă niște nume noi, de la Mircea Cărtărescu, Filip Florian, Dan Lungu, care nu mai sunt tinerei, ajungem la Lavinia Braniște, care a avut succesul ei bine meritat în Germania, o scriitoare tânără. Inversul, de ce nu avem această, deci nu avem two ways, adică autorii ăia tineri germani, de ce nu reușim să-i... Asta mă întreb pe mine, dar în privința asta nu pot să-ți dau niciun răspuns. În orice caz pot să spun doar atât. Că sunt bun, asta vreau, mai că sunt un pic să... Am înțeles, da, dar aici ar trebui autoritățile române să facă un efort, inclusiv financiar, ceva mai mare. Pot să spun totuși că există și o diferență de nu vreau să spun de public, ci de obișnuințe ale publicului. Publicul german practică de multă vreme o formă aceste lecturi publice. Deci autorul vine, citește și oamenii sunt dispuși să stea jumătate de oră, trei sferturi de oră, să asculte cu atenție și cum urchează și cumpere cărțile care din care s-a citit. La noi, această experiență nu e decât la început. Ar zice că nu există, în niciun caz nu se practică pe scară atât de largă, nu se practică atât de mult și reacția publicului cred că este ceva mai reținută. Contează mult. Vorbeai de deschiderea lor pentru literatura din Est sau Sud-Estul Europei. În general, cred că sunt mai receptivi la aceste lecturi publice. Da, au această experiență, o au mult înainte noastră, da? Da, și experiența a devenit cumva obișnuită, adică în fiecare cartier există chiar o cafenea sau chiar un restaurant în care vine seara, da, face loc unei lecturi. Da. Peste tot te împiedici de astfel. Pentru că ai vorbit la început despre faptul că traducătorul este și, ca să revin puțin la problema traducătorului, este și autor, e considerat autor. Avem un mic scepticism, dar vreau să spun tot, nu mai dă în contract totuși acest drept de autor, este dreptul. În ultimul timp s-au mișcat, în ciuda nemulțumirii noastre, firesc, plățile rămân în continuare mici, dar în ultimul timp s-au mișcat și la noi bine, s-au mișcat și editurile bine în sensul recunoașterii traducătorului. Pentru că traducătorul, ca să zic așa, este într-o situație foarte specială. Nu știu ce mai ales tu acolo. Ceva ce lumea nu vede, decât foarte rar. Da. Deci, da, din punctul ăsta de vedere, statutul traducătorului s-a începe să se schimbe și s-a și schimbat. Chiar și o editură, încoarcă, nu dau nume, dar chiar și o editură pe care o consideră imposibilă la ora actuală și cu care nu mai lucrez, totuși, la 5 sau 7 ani, cum ai încheiat contractul, când vrea să republice, să retipărească cartea, este obligată să vină la tine și să-ți ceară permisiunea și să te și compensezi de această dorință de a republica cartea. Pentru că la începutul anilor 90 era junglă. Era într-adevăr o junglă, contractul era practic, dădea dreptul editurii ca după apariția lucrării, practic ți-ai pierdut orice drepturi asupra textului tradus și puteau să o reia oricând, să-ți facă oricând o altă ediție, nu o altă ediție, pardon, să ritipărească ediția, altă ediție înseamnă altceva, și fără să te mai întrebe.
Nu, aici lucrurile s-au schimbat în mine, asta trebuie să... Da, să remarcăm apariția lângă a două, adică a unei noi asociații a traducătorilor literari, a ACLI, pe lângă cea clasică care aparține de Uniunea Scriitorilor. Nu contează, sunt două, important e să fie activ. Eu sunt foarte mulțumit. Să apere și să informeze și să... Eu fac parte din traducerile literare din cadrul Uniunii Scriitorilor. Când a apărut ArtLit, am fost o bucată de vreme, am fost și la ei, m-am înscris și la ei. Asta pentru că vreau să și stimulez. Mi se părea un lucru lăudabil și mi se pare în continuare un lucru lăudabil. Concurența nu strică nimănui, din potrivă. Și am de la aceste două, mă rog, în primul rând de la cea de care aparțin, de la cea a Uniunii Scriitorilor, cât, dar și de la ArtLit, am această pretenție să lupte pe căile pe care se poate lupta pentru întărirea statutului traducătorului literar. ArtLit are un reviviment vizibil, mai ales prin faptul că își definitivează un site pe care am văzut cu bucurie exact ce spui tu, oferte de consiliere, modele de contract, foarte important, o discuție pur și simplu de breaslă, de-aia suntem o asociație. Știu că se adună, știu că vorbesc între ei regulat, își spun mai ales problemele care nu sunt rare, nu? Da. De tot felul. Și da, au luat-o de undeva, se adună și sunt hotărât să meargă mai departe. E complicat să capteze atenție, e complicat să ceri lucruri, să te lupți cu instituții. Multe lucruri s-au schimbat în mai bine. Ce rămâne încă de... N-am pretenția ca un traducător literar din România să fie plătit la nivelul la care plătești o editură geamă. Da. Sunt totuși diferențe foarte. Dar măcar am lucrat cu plăcere chiar și pentru sumele destul de mici și uneori infime, cu editurile care mă respectau ca traducător. Și am plecat de la cele care m-au desconsiderat. Nu vreau să am de-a face cu ele. Deci, da, numele traducătorului, asta a fost practica de început, aici s-a schimbat și percepția publicului, s-a schimbat poate și datorită faptului că și unele edituri și-au schimbat această abordare a traducătorului. Unele pentru public, la început, traducătorul era absolut invizibil, el lucra undeva într-un plan secund, depărtat. Unul era în caseta tehnică. Într-o umbră. sau deloc trecut. Pe pagina de titlu cu chiu cumva. Sau deloc trecut. Da. Și o mare bucurie este să-l vezi pe coperta cărții, sigur, foarte mic, discret, trecut. E acolo. Eu țin minte că când era asta, era când a apărut Adolf Mușc, un autor elvețian. Da, Adolf Mușc, 2008. Pot merge și singur și alte povești de dragoste, da. Și deci în 2008 a apărut, trebuie să spun că și cronici sunt la ora actuală mai multe decât se lucrează și pe internet. Înainte erai legat de o apariție în cele două, trei ziare literare care, unde se putea discuta sau nu cartea respectivă. Acum ai reacții pe internet, tot este mai viu. Și a apărut atunci o cronică la această cărticică a elvețianului, de care am rămas foarte, foarte încântat, deși numele meu nu era trecut în nicio formă. Adică recenzenta nu
mă trecuse sub nicio formă ca traducător. Nu ai făcut nimic niciodată. Nu, din potrivă, eu m-am considerat foarte lăudat. De ce? Pentru că ea scrie așa. Cartea respectivului Pot merge și singur este o carte ireproșabil scrisă, condensată, concentrată, din care niciun cuvânt nu trebuie schimbat. Ar merita să mai apară și alte cărți ale acestui autor. Eu m-am gândit atunci, foarte frumos, dar dacă ești atât de entuziasmată de cum ireproșabil ea scrisă, totuși a trebuit să te gândești că asta mi se datorează sau se datorează și traducătorului. Da. Da, când am întâlnit să vorbim despre seara asta, ne-am adus aminte că există o instituție europeană, Consiliul Asociațiilor Traducătorilor Literari. Deci e un organism la care aderă asociațiile de traducători literari din Europa și Atlitu a devenit membru al acestui Consiliu și printre multe alte informații care se regăsesc pe net, este un foarte simpatic hexalog de bune maniere, care se adresează în general editorului, aș putea spune, 6 reguli de bun simț, cum să ne facem traducătorul prietenul nostru. Printre una din aceste reguli, două le menționez, restul le găsiți Una este de câte ori se menționează cartea, în orice context, în orice listă, în orice articol, în orice catalog, peste tot unde titlul și autorul și editura apar, auto și anul apariției, automat trebuie să apară și traducătorul. Doare chestia asta. Sunt site-uri de edituri care te îmbină să cumperi cartea, cauți ca disperatul, nu găsești traducătorul. Nu este trecut. Dar pe site-ul de vânzări, pe site-ul editurilor. Da, nu este. Dar este formatul, sunt paginile, este ISBN-ul, este orice. Nu este traducătorul. Nu este traducătorul. Și a doua este acest simpatic gest. Da, acolo e trecut cu must. Acum, trebuie să fie trecut. Tu spui că e acest simpatic gest. Eu aș spune că nu e vorba aici de un gest simpatic, sigur că pentru noi aici ni se pare simpatic. Este obligativ și să spun de ce. Traducătorul care traduce cartea în limba în care o rescrie, traducătorul este și responsabil pentru ce a publicat, pentru ce a tradus acolo. Deci, inclusiv ca să tragi de urechi, trebuie să știi care este numele traducătorului. Și apropo de asta, pot să spun de ceva care nu e menționat în hexalogul acesta ca un mask pentru simplu motiv, sau ca o interdicție pentru simplu motiv, că nici nu le-a trecut prin cap că se poate face așa ceva. Deci, cunosc edituri care scot un nume de traducătorului. Dar ce este traducătorul? Este un acronim al unei organizații care traduce, deci anonim, ca să spunem așa, traduce o carte eventual de literatură clasică germană, eventual de un autor foarte important. Adică un SRL. Este un stat, e o firmă, ca de exemplu o firmă care, scurtez aici, o firmă care a scos ca traducător, a semnat traducerea la niște basme de Hesse, basme pe care le tradusesem înainte eu pentru editura respectivă și care, formă, după jumătate de an de la refuzul meu de a mai de da dreptul să republice traducerea mea, a scos Gralsoft, aceasta este în cazul acesta acronimul traducătorului, care, da, Gralsoft SRL sau ce-o fi, da. Da.
Și las deoparte aici că era vorba și de un furt, adică un plagiat ordinar. Era, de fapt, cartea mea ușor întoarsă din... Dar, încă o dată, nu asta e important. Important este că nu poți să traduci literatură importantă, ca să nu spun că nici mai puțin importantă, nu poți să traduci dând ca traducător un acord. Ca să, totuși, să tragem o concluzie sau să încheiem categoric. Nu pot trăi fără traducător, nici neprofesioniști, nici profesioniști. Suntem într-un sat global, cum ne place să spunem, și traducătorul va fi în ceafa tuturor. Vrei să comunici? Vrei să cunoști o cultură? Ai nevoie de un traducător, deci trebuie. Ai nevoie. Lucrurile se agravează. Și încă o dată, editurile, destule edituri importante și mari, au un fel de acest lucru. De răpuit, trebuie să ne răpuim cu cele pe care. Dar e în ascensiune, atât vreau să spun, nu scapă nimeni de traducători. Încă o dată, editurile nu pot trăi fără traducători. Și eu îmi propusesem să te întreb pentru încheiere, ca cititor, pasionat, citind alte traduceri decât cele din germană, ce te-a cucerit în ultima vreme? O traducere, un autor, firește, tradus dintr-o altă limbă. Ai avut o bucurie de curând? Mai puțin de curând, da. Nu. Apropo de o traducere bună dintr-un autor. Pot să spun doar atât. Există, așa cum nu există excelență pe toate drumurile, totuși traducători buni și foarte buni avem. Da, nu avem destule premii ca să recompensăm pe toți cei care efectiv fac o muncă de traducere excepțională, dar traducători foarte buni există, da. Și ai avut, revin la ideea, dacă ai remarcat o traducere excepțională dintr-un autor negerman care a apărut la noi, un spaniol, un american, ceva de curând care ți-a plăcut, un rus, un... De curând nu. De curând, dar am în cap mai mulți traducători, mai din generația, mai din generația mea. Să terminăm pe zona generală, globală. Păi da, Alexandru Shahigian este unul dintre cei mai apreciați traducători de la noi și nu pot să adaug cunoscut la epitetul de apreciat în cazul unui traducător, pentru că traducătorii nu sunt cunoscuți. În general, nu. Și sărim peste acest epitet și rămânem la cel de apreciat. Brasla Cărții din România îl știe, îl cunoaște între timp foarte bine, îl respectă, îl caută și asta este bucuria supremă a unui traducător. Nu se oprească cineva pe stradă să-i spună. Și vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați urmărit, ați rezistat și mult succes mai departe, Alexandru Shahigian. Să ne vedem și într-o formulă live. O seară frumoasă! O seară frumoasă tuturor!